Școlarii de la școala gimnazială Regina Elisabeta din Rădăuți s-au alăturat campaniei demarate de TV Rădăuți. Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Pentru cel de-al cincilea an consecutiv, ne-am propus să ajungem la cât mai mulți copii care nu l-au cunoscut niciodată pe Moș Crăciun. Alătură-te nouă cu un zâmbet, un dulce sau o jucărie. De sărbători, desfășurăm pentru cel de-al cincilea an consecutiv o campanie despre care cu siguranță ați mai auzit sau poate chiar ați participat. Campania Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Știți că, în general, există copilași chiar de vârsta voastră sau mai mici care nu l-au cunoscut pe Moș Crăciun? Care nu au primit niciodată cadouri? Știți acest lucru? Da. Și voi, ce ați vrea să faceți pentru acești copilași? Așa. Și în afară de jucării, ce am putea să le mai dăm? Așa. Dulciuri. Rechizite. Foarte bine. Ați fi dispus să renunțați la dulcele vostru pentru o zi ca să faceți un copilaș să zâmbească? Da! Și la ce ați renunțat? La jucăria mea preferată. Ce frumos! Și la ce ați mai renunțat? Așa. La o rochiță. Foarte bine. Noi am vrea să vă rugăm să vă alăturați nouă și până pe 14 decembrie să, atât cât reușiți, să colectați cât mai multe pachete cu dulciuri, cu rechizite, cu hăinuțe, cu papucei, cu ce doriți voi, ca să-i facem pe cât mai mulți copilași să zâmbească. Sunteți alături de noi? Da! Dar nu sunteți suficient de siguri. Sunteți alături de noi? Da! Bine, dragilor, vă mulțumim din suflet și până pe 14 decembrie, dacă vreți să faceți toate cele pachetele, după care noi vom gândi să le colectăm sau dacă vreți dori, puteți veni la Sărbătoarea de Rădăuți și să ne ajutați chiar la sărbătoarea jucăriei. Vă mulțumim!